Venitul tău poate crește doar în măsura în care tu crești. În acest videoclip vom vorbi despre partea mai puțin văzută a lipsei banilor sau avuției banilor, și anume convingerile noastre despre ei. Ce gândim, ce ne spunem și cum tratăm banii, toate sunt rezultatul convingerilor noastre negative sau pozitive despre ei. Pe lângă acest video, poți descărca și e-book-ul complet gratuit din primul link din descriere, unde vei găsi modalități prin care să schimbi ceea ce nu merge în relația ta cu banii. Fără să o mai lungim, hai să-i dăm drumul! 1. Banii nu sunt importanți. Dar de ce nu sunt importanți? Frigiderul tău e important? Mobila ta e importantă? Mașina ta e importantă? Vacanța la mare e importantă? Dacă banii nu sunt importanți, atunci nici aceste lucruri nu sunt, corect? Deci, de ce le ai pe toate dacă banii cu care le cumperi nu sunt importanți? Cei care spun că banii nu sunt importanți sunt de obicei săraci. Fă un sondaj dacă nu mă crezi. Privește situația financiară a celor care afirmă că banii nu sunt importanți și dacă vreunul dintre ei este bogat, spune-mi și mie, te rog. Cu așa convingeri, mă îndoiesc că cineva poate lua acțiuni pozitive spre a-i face. Nu vei auzi niciodată, dar absolut niciodată, un om bogat care va spune această prostie. Pentru el, banii sunt importanți, cunoaște valoarea banilor și idealurile pe care banii le pot oferi. Doar oamenii săraci spun acest lucru pentru că nu iau și își justifică această lipsă prin a-i spune că nu sunt importanți. Te-ai gândit la asta? Te-ai gândit că cel care spune că banii nu sunt importanți nu are de fapt nicio idee despre cum să facă bani? Și dacă tu spui acest lucru, ce te face să crezi că îi vei avea? Observ cum prin această mică vorbă, superficială la prima vedere, îți sabotezi viața financiară? De ce? Pentru că tu ai o convingere, această vorbă a pornit dintr-o convingere, că banii sunt neglijabili. Și, după cum bine știi dacă mă urmărești de ceva timp, noi oamenii acționăm pe baza convingerilor noastre cele mai puternice. Deci convingerea ta, banii nu sunt importanți, îți va seta modul în care vei acționa. E ca o comandă pe care o dai unui computer. Pentru cei cărora le place informatica, putem transpune asta în if și then. If banii nu sunt importanți, then nu voi lua nicio acțiune benefică spre a-i face. Acum, lăsând gluma la o parte, așa funcționează lucrurile, fie că îți place sau nu. Și totuși, dacă banii nu sunt importanți pentru tine, tu de ce ai fi important pentru ei? Ți-ai pus întrebarea asta? Dacă tu jignești banii, de ce ar trebui să tragă banii la tine? Și ăsta e rezultatul. Gândește-te puțin, e ca și cum ai jigni pe cineva în față, apoi te miri că de ce persoana respectivă te ignoră. Nu mai verbaliza toate convingerile pe care le-ai auzit și le-ai preluat inconștient. În schimb, pune-ți întrebarea. Chiar nu sunt banii importanți? Chiar nu mă ajută banii să duc acel stil de viață la care visez? Nu mă ajută banii să-mi cumpăr tot ce-mi doresc fără să mă mai uit la preț? Chiar nu mă ajută banii să renunț la acel job care nu-mi place? Chiar nu mă ajută banii să ajut la rândul meu alte persoane? Nu mă ajută banii să am grijă de părinții mei, să le ofer o viață mai bună? Chiar nu mă ajută banii să-i cumpăr fratelui meu mașina pe care și-o dorește? Puneți câteva întrebări și vei afla că există atât de multe motive pozitive pentru care banii sunt buni și pentru care să ți-i dorești, și renunță la această convingere negativă care nu adaugă mai multă valoare nici în viața ta, nici în viața celor de lângă tine. 2. Pune bani albi deoparte pentru zile negre. Cu toate că nu sună rău, cam toți educatorii financiari recomandă să ai câteva salarii puse deoparte, formularea însăși nu este cea mai potrivită. Pentru zile negre. La fel, dacă mă urmărești de ceva timp, știi foarte bine că eu cred și în lucruri mai puțin pragmatice. Și din acest motiv, cred că dacă una din convingerile tale este să pui bani deoparte pentru zile negre, acele zile negre vor veni mai devreme sau mai târziu pentru că tu le atragi. Nu mă înțelege greșit, nu spun să nu ai bani puși deoparte. Spun doar să le găsești o altă destinație, o altă denumire. Nu pentru zile negre, însă și sintagma asta sună sinistru. Pentru zile negre. Schimbă-ți formularea, pune bani albi deoparte pentru siguranță. Parcă sună diferit, nu-i așa? Acum nu mai atragi nicio zi neagră în viața ta și probabil soarele îți va răsări mai des, iar oportunitățile de a face bani sau de a nu pierde bani îți vor apărea de unde nu te aștepți. 3. Banii sunt făcuți să fie cheltuiți. Ăsta e un adevăr, dar doar pe jumătate adevărat. Banii sunt făcuți să fie și cheltuiți, da, dar nu doar atât. Dacă doar cheltuiești, vei trăi de la o lună la alta, nu contează cât câștigi. Maestria acumulării averii stă în gestionarea banilor. Nu contează cât câștigi, ci ce faci cu banii pe care îi câștigi. Degeaba faci bani dacă tu nu rămâi cu bani. Tot de la o lună la alta trăiești și vei fi blocat la un job.
Am auzit asta de foarte multe ori și pentru mulți dintre noi devine o convingere. Creierul tău, dacă tot aude că banii sunt făcuți să fie cheltuiți, el asta învață, să cheltuie banii. Așa că ce o să faci tu, o să cheltui banii. De ce? Pentru că așa îți dictează subconștientul partea care stă la butoane în luarea majorității deciziilor. Și dacă el îți spune că ăsta e scopul banilor, să fie cheltuiți, tu te supui, simplu. Gândește-te la momentul când auzi o melodie peripit de multe ori. Deja o fredonezi apoi fără să-ți dai seama, pentru că subconștientul a automatizat-o. Acum, de ce crezi că ar fi diferit când vine vorba despre convingeri negative despre bani? Îți zic eu, e același lucru, doar că în loc să fredonezi o melodie, verbalizezi o convingere care te face să cheltuiești tot ce câștigi și în felul ăsta trăiești în nesiguranță de la un salariu la altul. Imaginează-ți acum cum ar fi arătat viața ta financiară dacă ai fi stat pe lângă persoane care ar fi spus tot timpul că banii sunt făcuți să fie economisiți și investiți și abia apoi cheltuiți. Sunt sigur că acum ai fi avut niște active care produc bani pentru tine în timp ce dormi. Nu ai mai fi muncit doar tu pentru bani, ci ar fi muncit și banii pentru tine și s-ar fi echilibrat balanța. 4. Mai bine sărac și fericit decât bogat și nefericit. De ce trebuie să se excludă una pe alta? Asta e una dintre convingerile limitative pe care o aud cel mai des și una dintre cele mai destructive. Tu când auzi această convingere de la oricine care o spune, îți pui întrebarea dacă e și adevărată? Și mai ales, din gura cui vine o astfel de vorbă? Din gura unui om sărac sau a unui bogat? Bună întrebare! Chiar mama o spune și de fiecare dată îi atrag atenția să nu mai verbalizeze așa ceva. Și ghici ce, mama nu e bogată. De ce bogăția și fericirea trebuie să se excludă reciproc? De ce trebuie să fii nefericit dacă ești bogat? Și cine spune că dacă ești sărac, ești fericit? De unde a venit ideea asta? Cine a ajuns la concluzia asta? S-a făcut vreun studiu care a rezultat în bogăție egal nefericire și sărăcie egal fericire? Mă îndoiesc. Nu e nimic nobil în a fi sărac și a trăi cu frica banilor în fiecare lună. Nu e nimic nobil în a-ți face griji cu ce o să-ți plătești facturile. Nu e nicio fericire când te frustrezi că s-a scumpit benzina. Nu e nimic nobil să te enervezi când primești o invitație la nuntă și să știi că nu ai bani să te duci. Nu e nicio fericire când îți dorești cu ardoare un lucru, dar nu ți-l permiți pentru că altfel nu mai mănânci toată luna. Nu e nimic nobil să trăiești toată viața rămânând la niște idealuri care te-ar face fericit, dar în schimb pe care nu ți le permiți pentru că te lași influențat de convingeri negative preluate inconștient. Chiar nu e nimic nobil în a fi sărac. Ce fericire simte un om atunci când se împrumută la alții pentru că nu are bani să-și trimită copilul la școală? Eu aș spune tocmai invers. Mai bine bogat și fericit decât sărac și nefericit. Sărac am fost și îți spun sincer că nu eram deloc cel mai fericit om din curte. Din nou, această convingere o să auzi doar de la persoane sărace. Niciodată un om bogat sau care vrea să ajungă bogat nu va spune așa un nonsens, pentru că astfel de oameni nu vor să se saboteze singuri. Ei înțeleg puterea convingerilor și puterea subconștientului pentru că au o doză sănătoasă de autocunoaștere. E la fel ca în exemplul de mai sus. Tu jignești bogăția și fericirea, așa că nu o să ajungi niciodată acolo. Și mă repet, cine crede că o astfel de convingere, mai bine sărac și fericit decât bogat și nefericit, e doar o vorbă, nu înțelege cum funcționează subconștientul. E o convingere, nu o vorbă. Așa că, în primul rând, data viitoare când auzi astfel de convingeri negative, atrage atenția persoanelor care le spun sau pur și simplu ignoră-le și încearcă să le elimini pentru că astfel îți faci un mare beneficiu ție. Și în al doilea rând, tu nu ești dator nimănui să îmbrățișezi și să trăiești cu aceste convingeri care majoritatea ți-au fost impuse din exterior, băgate cu forța în subconștient prin repetiție. Scapă de ele și viața ta financiară se va schimba, sunt sigur de asta. Sper că te-am ajutat cu acest videoclip, lasă neapărat un like, sper că ai descărcat e-book-ul și tu, dacă îți dorești mai multă educație, găsești o grămadă de link-uri în descriere.